Pentru ce noi avem stat? Pentru ce încredințăm votul nostru unui parlament? Pentru că el, la rândul său, să aleagă organele statului, să elaboreze și să adopte legi pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Noi nu vrem mai mult nimic. Dacă nu ne dați nimic gratis, păi măcar elaborați astfel de legi care ne vor ușura tuturor viața. Și dacă statul nu ne apără, elaborați legi și reformați justiția ca noi singuri să avem posibilitatea să ne apărăm. Chiar este greu să înțelegeți asta? Nici o guvernare până în prezent nu a respectat drepturile fundamentale ale omului. Practic, în toate domeniile, este un dezmăț unde nu te duci, dai cu nasul de realitatea crudă a vieții. Cazul concret pe care o să vi-l prezint este situația unui cetățean. Numele și familia, desigur, nu le voi divulga din motive cunoscute dreptul la păstrarea datelor caracter personal. Dar voi folosi un nume inventat. Păi iată, cetățeanul Ion Breazu, pe la sfârșitul anilor 2007-2008, și-a deschis întreprindere individuală. A fost nevoit pentru că activitatea de comerț pe care o practica pe bază de patentă de întreprinzător nu mai era posibilă. Prin urmare, statul l-a impus să-și deschidă întreprindere. S-a înregistrat ca întreprinzător individual. Problemele au apărut în primele zile. Ca să obțină un simplu loc la piață, a fost nevoit să îmble câteva zile pe la mai multe organe ca să cerșească semnături pentru dreptul de a plasa punctul comercial în piața din Bălți. A trebuit chiar și semnătura de la Pojarc. Evident că pe la fiecare a lăsat câte ceva, unde un coniac, unde niște ciocolată și așa mai departe. Apoi s-a spus că trebuie să aibă aparat de casă. A lucrat întreprinderea dată câteva luni și s-a închis. Multe cheltuieli nejustificate pe lângă veniturile mici. Plus la asta, doritorii să pape nașarul erau mai mult decât era posibil să-i întreții. Peste un timp a primit citație de la Inspectoratul Fiscal, unde a aflat că are de achitat amendă pentru că nu a declarat veniturile la timp. Deci până la 31 martie. Apoi a primit citație de la judecată pentru că a fost dat de Compania Națională de Asigurări în Medicină, pentru că nu a achitat polița de asigurare obligatorie. Apropo, de la executor judecătoresc deja venise câteva titluri de executare silită în beneficiul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină pe anii 2012, 2013 și 2014. Suma cu tot cu penalități s-a ridicat la circa 30.000 de lei. Apare întrebarea, de ce el nu a închis ori nu a suspendat activitatea de întreprinzător până la vremuri mai bune? Ion Breazu spune că a mers la organele respective după ce a decis că întreprinderea nu se va isprăvi, să suspende temporar activitatea. Pricolul consta în ceea că la întreprinderi individuale nu se suspendă activitatea. Legea nu prevede. Dacă era SRL, era altă întrebare. Bine, atunci a hotărât să o închidă, așa cum e recomandat la Agenția Servicii Publice. Și aici a dat-o de problemă. S-a cerut certificatele de la mai multe organe care ar dovedi că nu are datorii. Statistică, Inspectoratul Fiscal, CNAM, CNAS, evident că la toate datorii deja erau. Amendă la Inspectoratul Fiscal, polița medicală, lucrează întreprinderea, nu lucrează, trebuie, fondul social la fel, merge lunar. Iar dacă datorii persistă, întreprinderea individuală nu o poți închide, iar datorii deja erau multe, cum am mai spus. La ASP deja l-au sfătuit să dea la faliment pentru a lichida întreprinderea. Ușor zis, dar extrem de greu de realizat. Pentru asta trebuia să caute un lichidator, un administrator autorizat pentru lichidarea întreprinderii. Altă schemă. După ce i s-a spus prețul pentru efectuarea procedurii date, domnului Breazu i s-a trecut pofta să mai facă afaceri în Republica Moldova și în genere dorința să mai trăiască aici. Suma cerută era aproape egală cu cea pe care o datora statului. La ziua de azi, Ion Breazu are datorie de circa 120.000 de lei și crește, pentru că întreprinderea nu e închisă. Dar să nu crească, trebuie să fie oficial angajat undeva, iar angajatorul să-ți achite polița de asigurare medicală și fondul social. El lucrează la negru și nu înțelege pentru ce trebuie să ia de la gura copiilor, de la gura familiei peste 6.000 de euro și să le dea de pomană statului. Și credeți că doar domnul Breazu este în situația dată? Desigur că nu. Sunt zeci de mii de cetățeni care au trecut și trec prin situația dată. Mii din ei au plecat peste hotare și au achitat datoria la stat. Chiar de întreprinderea nu lucrează, nu activează, deci, dar nu e închisă. Banii nemeritat statului. Mii din ei au fost jupuiți de companiile de asigurări în medicină și executorii judecătorești. Pe față avem un domeniu în care statul grosolan și fără scrupule exercită abuz și încalcă drepturile
drepturile fundamentale ale omului. În cazul dat, statul vine ca un escroc în raport cu cetățeanul, iar cetățeanul, antreprenorul, lipsit de metode cât de puține de apărare împotriva acestui abuz, pentru că legea nu prevede mecanisme de apărare în unele domenii, ca de exemplu acesta. Schema aici încă lucrează.